Ucrainenii au marcat împlinirea unui an de la descoperirea masacrului de la periferia Kievului, care a îngrozit o lume întreagă. La ceremonia din Bucea au participat alături de Volodymyr Zelensky, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, premierii din Slovenia, Slovacia și Croația și alți oficiali ucrainieni. Oficialii au aprins lumânării memoria celor asasinați de ruși. După retragerea forțelor rusești invadatoare pe 31 martie anul trecut, în Bucea au fost găsite gropi comune în care au fost aruncați civilii executați de ruși. Bucea a devenit un simbol al cruzimii regimului de la Kremlin și o primă mărturie a crimelor de război comise de ruși. La scurt timp de la eliberarea localității, acolo a ajuns și președintele Volodymyr Zelensky, care a calificat acțiunile armate invadatoare drept genocid. Voluntarii ucraineni continuă să evacueze femeile și copiii din satele distruse de bombardamentele rusești. Обстрелы такие, что уже сколько у нас людей так. А діти ваші де? Усю синевісточку мою забирають. Все добре, вони будуть у вас у безпечному місці, не переживайте. Да, да, я за них тоже переживала, но слава Богу, хай їдуть. Trupele Moscovei continuă să comită crime în rândul populației civile prin bombardamente fără discernământ. Chiar emisarul special al Națiunilor Unite a subliniat că aceste încălcări ale drepturilor omului devin o rutină șocantă. After 13 months of the Russian Federation's war against Ukraine, severe violations of human rights and international humanitarian law have become shockingly routine. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un nou decret pentru înrolarea și mai multor tineri. Astfel, aproape 150.000 de ruși cu vârste între 18 și 27 de ani sunt așteptați chiar de la 1 aprilie în armată. Pe de altă parte, președintele din Belarus a sugerat că ar trebui declarat un armistițiu în războiul din Ucraina. Replica de la Kremlin a venit însă imediat. Nu poate fi vorba de armistițiu, iar operațiunea militară specială continuă, a precizat Moscova.